recuperarea lui Bălașa de unul singur. Faza arată bine, Tudorie nu poate opri mingea care ajunge până la urmă la Roland Varga, internațional maghiar, șutul lui Așakbar și este lovitura de cap a lui Tudorie. Scoate excelent portarul voluntariului spaniolul Jesus Fernandez. Centrarea pleacă bine și gol! Tudorie s-a înălțat, a plutit și mai apoi a reușit să marcheze. Minutul 14. Da, cât de rău s-au apărat cei de la FC Voluntari. Tudorie, elegant, fără să fie marcat de niciun adversar. Frumoasă plutire. Se descurcă și izbutește să deschidă scorul. E o contră semnată din nou de Șef și șut, gol! 2-0, minutul 17. Oh, ce bucurie și pentru internaționalul maghiar. Două goluri înscrise în aproximativ 3 minute de către trupa lui Cristiano Bergodi. Aminteam și debutul jocului. Este o formație aflată pe val în condițiile în care greșeala este uriașă pentru defensiva elfovenilor. Roland Varga ține de minge, iar mai apoi îl întoarce destul de ușor pe Vlăduța Andreș. Bine că nu este zăpadă, terenul, suprafața de joc arată formidabil. Ion Gheorghe întinde pe Jesus Fernandez, Tudorie ratează. Probleme pentru spaniol, nu întâmplător. CFR Cluj, după ce l-a adus, a încercat să scape de el și l-a trimis chiar și la Șepși. De la Șepși mai departe, până în împrejurimile Bucureștiului și nu întâmplător îmbracă tricoul celor de la FC Voluntari. Matricardi a greșit, a vrut să dea o pasă și a ieșit lovit un coechipier. Preluare bună aici a lui Roland Varga. Gol! 3-0, minutul 62. Haideți să le vedem faza. Pasa pleacă pe culoar, nici vorbă de offside. Iese Jesus Fernandez în întâmpinare. Cred că el calcă rău. Ia, rezolvă elegant. Da, nu cred că are vreo vină Jesus Fernandez. Așakbar este omul care îi pasează perfect lui Roland Varga. Da, el a călcat rău și s-a prăbușit. Mai avem o reluare care va confirma. Da. Poate veni contraatacul pus la cale de formația covăzneană. Pavel Șafranco, excelentă pasa pentru Cosmin Matei. Matei poate continua ca același Șafranco și este golul de 4-0. Șepși o pulverizează pe FC Voluntari. Superbă, superbă acțiunea. Jesus Fernandez nu a mai avut ce să facă. În ax FC Voluntari, o gaură mare acolo. Vom revedea faza, poate cel mai frumos gol al meciului.